Prăpastia financiară dintre cei mai săraci și cei mai bogați români continuă să crească. Venitul mediu al celor mai bogați români din primii 10% este de 5 ori mai mare decât al celor mai săraci din ultimii 10%. Prin comparație, în Uniunea Europeană, acest raport este la 3,6%, iar noi suntem la egalitate cu Letonia și Lituania și depășiți de Bulgaria cu 5,6%. Decalajul ăsta de venituri arată, de fapt, cât de mari sunt inegalitățile dintr-o țară și, de fapt, cum cei puțini și bogați devin și mai bogați, iar cei săraci și mai săraci. Ăsta e un trend global, iar ca să vă faceți o idee, averea celor 5 cei mai bogați oameni de pe planetă a crescut de la 405 miliarde de dolari în 2020 la 869 de miliarde de dolari în 2023, datorită investițiilor de pe piața bursieră și participarea lor la capitalul multinaționalelor. Concomitent, cei care erau cei mai săraci, adică vreo 5 miliarde de oameni, au devenit și mai săraci. Revenind la noi, apropo de bogații lumii și piața bursieră, românii noștri rup pe criptomonede. Avem de 2-3 ori mai mulți oameni care investesc în cripto decât cei 178.000 care investesc la bursă. Te pup, Cristian Chifoi. Din cele câteva milioane de conturi create, multe sunt ale celor care au tranzacționat o dată de două ori să vadă cum e și apoi s-a oprit. Cu toate acestea, sunt utilizatori activi care tranzacționează pe piața de cripto o dată la 15 zile sau lunar, sunt cu mult mai mulți decât cei de pe piața bursieră. Că e la noi, că e prin alte părți, diferența asta dintre cei bogați și cei săraci devine din ce în ce mai mare, iar una dintre soluțiile pentru restabilirea echilibrului ar fi taxarea averilor bogaților. Și în UE se dorește implementarea unei taxe minime global pentru miliardarii, care ar aduce 250 de miliarde de dolari anual la bugetul Uniunii. Cert e că toată lumea e cu ochii pe averile bogaților, inclusiv la noi în țară.